Cosminu subliniere de cereile pe fai vorbete despre relaiile lui ale lui Rare Bogdan cu George Maior și Florian Coldea, nu m-am văzut la SRI. Nu am fost niciodată la SRI să me vede cu Maior. Cu Coldea, am avut o singură întâlnire, a spus consultantul politic Cosminu subliniere, la Realitatea TV. Acesta a comentat declarațiile lui Sebastian Ghic despre apropiacii subliniere filor SRI. Sebastian Ghic a spus recent că Dan Voiculescu era un apropiat al subliniere filor SRI. George Maior sublinierei Florian Coldea, sublinierei ce în acelea sublinierei locacii mergeau Cosminu subliniere, Rare subliniere Bogdan sublinierei Gigi Becali. Ce spune Ghic este parțial corect, legat de aceste lucruri. Sigur ce el exagerează. Eu l-am văzut pe Dan Voiculescu ce nu a negat faptul ce s-ar fi întâlnit cu George Maior, a negat doar faptul ce s-a întâlnit cu Coldea. Asta a fost o lovitură destul de serioasă la Antena 3. Am văzut chiar momentul în care lui Seracului Gâdea i-au cezut ochelarii de pe nas sublinierei i-a cezut sublinierei fata, iar Cristoiu era încurcat ce nu era în programa sublinierea ceva. Legat de Rare subliniere Bogdan, sigur pe mandatele lui Maior sublinierei Coldea nu a fost pe acolo, iar de Gigi Becali chiar nu subliniere fiu. A spus într-o conferință de presă ce nu a fost sublinierei probabil ce nu a fost. Legat de mine, eu îl cunosc pe George Maior din 2001, de când eram secretar general la PSD subliniere, el era secretar de stat la Ministerul Apărării. Am avut o relație foarte bună cu George Maior, chiar l-am recomandat partenerilor noștri subliniere triamericani care erau puțin încurcați, aveam la atrare pe Mircea Pa subliniere cu subliniere îl benuiau de relații cu fostul KGB, subliniere atunci pe relațiile pe care eu le aveam în SUA, fiind fost bursier al SUA, mai discutam cu americanii. L-am recomandat pe George Maior ca să fie cel care negociază parteneriatul NATO sublinierei în felul acesta s-a cesut o relație. Dar, pe timpul mandatelor lui Maior, n-am fost niciodată la SRI să mă întâlnesc cu Maior pentru simplul motiv ce era foarte fricos. Îi era fric de ce ar zice Băsescu dacă ar afla ce bea o cafea cu mine. În rest, nu mă feresc să spun ce am căutat să vorbesc cu subliniere fi ai serviciilor de informații în calitatea mea de jurnalist, de geopolitician, pentru ca să înțeleg mai bine lucrurile sau pentru ca să pot să fiu de folos pentru alte strategii unde cepetam întrebări. Vorbesc ca sublinierea relaxat pentru ce nu am angajamente, nu sunt ofițer acoperit, nu voi fi, nu am fost niciodată, a spus Cosminu subliniere. Consultantul politic mai precizează ce a avut o singură întâlnire cu Florian Coldea. Legat de Coldea, aici Ghic are dreptate. Nu vreau să-l contrazic.
m-am întâlnit o singur dat cu Coldea, cred ce prin 2011, la un sedin al SRI, la inițiativa sa. În 2010, eu condusesem campania, parte din campania din Republica Moldova unde a fost implicat sublinierei Florian Coldea, sublinierei Vasile Dâncu, sublinierei Sebastian Bic. Era un trio care a avut o strategie proastă, sublinierei care susțineau ce fostul premier Filat, care acum în pus subliniere cerie, poate să fac majoritate, iar pe strategia lor comuni subliniere tică subliniere tigau. Eu am avut alt strategie care s-a dovedit că subliniere tictoare subliniere în care am reu subliniere IT în final să îi punem pe comuni subliniere t în opoziție. Am făcut-o atrăgând doi oameni care sunt profesion subliniere t, Dan Bungacin subliniere i Doru Petruz care conduce imasul la chi subliniere i nu. Motivația de a ne întâlni în acel moment a lui Coldea era să discutme despre Moldova la o perioadă după ce eu reu subliniere isem strategia că subliniere tictoare. Am discutat mai multe. A fost o singură dată. Deci cu Maior niciodată, cu Coldea odată, a declarat cu subliniere.